Un turist a scăpat ca prin minune după ce a alunecat și a căzut în gol într-o râpă adâncă de 20 de metri. Totul s-a întâmplat în zona unei peșteri de lângă Băile Herculane. Pentru că nu se mai putea ridica, bărbatul a început să strige și să arunce cu pietre în speranța că cineva îl va auzi. O călugăriță care se afla în zonă i-a auzit strigătul și a anunțat imediat autoritățile. Bărbatul în vârstă de 29 de ani a fost transportat de către Salva Mutici la spitalul din Drobeta, Turnul Severin, cu mai multe răni la coloana vertebrală.